Dragele mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Azi este marți, dragele mele, și ca de fiecare dată am venit să vă prezint meniul zilei pe ziua de astăzi. Haideți să vedem ce am făcut. La finisel am făcut o minunată oală de supă de găluște. Am pus și un pic de pătrunjel deasupra, vedeți, o splendoare, cu câteva zări de ulei crud, ca să-l mențină deasupra, să-i mențină coloritul. Vedeți ce supă de găluște, dragile, nu mama? Pufoase au ieșit și am pus și morcov, vedeți? Care i-a dat o tentă, un gust deosebit, vedeți? Niște găluște minunate, foarte, foarte gustoase, cu ouă proaspete, cu griș, vedeți? Și am pus și un pic de ulei la compoziție și au ieșit minunate. Deci, această minunată supă de găluște. Acum să punem căpăcelul și să mergem mai departe. La felul 2 am făcut un ceaun mare cu, vedeți, orez cu legume. A ieșit un orez delicios cu legume, vedeți? Cu ardei, dragele mele, cu morcovel și a ieșit un orez minunat. La acest orez cu legume o să punem o salată de roșii, vedeți? Roșii, castraveți, ceapă, gogoșărel, vedeți, de toate am pus. Am făcut o salată excepțională, vedeți? Foarte, foarte gustoasă. Bun, cărniță de pui la cuptor, vedeți? Este foarte, foarte bine rumenită. La cuptor se face foarte, foarte bine. A ieșit foarte rumenită, foarte gustoasă. Iar ca desert, tiroleze, vedeți, niște tiroleze minunate, foarte plăcute, foarte pufoase, foarte gustoase. Ce să vă mai zic, acum vă doresc o zi frumoasă, sănătate și fericire și să auzim de bine, dragile mele gospodine. Pupici dulci!